Pasiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM. Din nou, expertul Misiunea Verde este alături de mine, din nou doamna Beatrice Mahler, medic pneumolog și directorul Institutului Marius Nasta din București. Cred că cea mai potrivită persoană să ne explice cum putem să facem legătura între protecția mediului și sănătatea noastră. Bună ziua din nou! Mulțumesc pentru invitație! Bună ziua! Avem întrebări interesante și astăzi și prima întrebare de astăzi, foarte interesantă, vine de la Maria. Pentru că de foarte multe ori ne gândim că aerul poluat este doar atunci când ieșim din casă și nu există și în casa noastră. Haideți să vedem ce ne întreabă Maria astăzi. Aerul e mai curat în casă ca afară? Este? Depinde. Depinde cum avem grijă de casă, depinde ce facem în casă. Dacă avem grijă să nu fumăm în casă, pentru că fumatul este principalul factor poluant, da, chiar și nu doar dacă, să nu fumăm în casă, pentru că aș da exemplul părinților care aparent își protejează copiii fumând în bucătărie și spun eu fumez doar în bucătărie și nu ies, nu stau în cameră, sau fumez în casa scării la bloc ca să nu fumez în casă și practic îmi protejez familia, dar în casa scării fumul rămâne. Dincolo de asta aș spune că particulele toxice și de poluanți pe care le elimină un fumător se depun pe haine. Ori ele sunt transportate în toată casa, iar ulterior, prin curenții de aer din casă, ele pot fi inhalate și de cei care nu au stat în apropierea persoanei care a fumat. Dincolo de asta, ce anume mai putem regăsi în apartamentul nostru, în casa noastră, care să polueze aerul chiar fără să ne gândim? De exemplu, vopselurile de pe perete pot conține poluanți nocivi pentru noi? Da, pot conține poluanți, depinde de calitatea lor și aici am să fac o comparație cu spitalele, pentru că, de exemplu, în secțiile cu risc crescut, vopselele care sunt recomandate sunt cele epoxidice, tocmai pentru că pot fi spălate și aderă foarte bine de perete. De aceea este important să avem, atunci când alegem materialele cu care ne construim casa, să aibă un nivel cât mai scăzut de poluant sau să fie din materiale care să nu fie, să nu se poate dispersa foarte mult. Ne arată undeva, există vreo etichetă de unde putem să aflăm acest lucru? La ce să ne uităm? Nu am această informație. Întrebăm. Atunci când cumpărăm ceva, întrebăm ce conține vopseaua, de exemplu. Da? Vopsea de apă, nu cred că este... eu cred că e mai bună. Ideea e că orice utilizăm sau orice aducem în casa noastră trebuie să poată fi curățat, inclusiv peretele. De asemenea, un pericol care devine extrem de prezent în casele noastre este utilizarea, sau în casele celor care fumează, este utilizarea dispozitivelor de țigară electronică. Și ele sunt periculoase din punctul ăsta de vedere? Aș spune poate chiar mai periculoase, pentru că dincolo de substanțele de nicotină pe care unele dintre ele o conțin, conțin substanțe volatile și arome, uleiuri, care inhalate pot să determine reacții alergice importante. De altfel, dacă comparăm cele două tipuri de țigări, Organizația Mondială a Sănătății monitorizează reacțiile acute pe care le induc țigările electronice, ceea ce la o țigară clasică nu este monitorizat. Și totuși sunt permise în spațiile închise. Din păcate, da, este un deficit al legislației, care eu sper că va fi corectat, pentru că nu doar că sunt permise în spații, dar tinerii au acces la ele chiar în alimentară și într-una din întâlnirile pe care le-am avut cu elevii din București, întrebarea a fost, păi dacă sunt droguri, doamnă, de ce le putem cumpăra de la alimentară? Bună întrebare! Vă mulțumesc tare mult, doamnă Mahler, pentru astăzi. Abia aștept să ne reauzim săptămâna viitoare cu informații cel puțin la fel de interesante. Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.